este un monument, un simbol al unui moment. Fie că e vorba de un eveniment al istoriei ce a marcat o țară, o lume întreagă, fie că este un gest de recunoștință față de o personalitate care a schimbat omenirea. Monumentul este podul de legătură dintre trecut și viitor, văzut și apreciat în prezent. Poate de aceea a și fost creată o zi internațională pentru conservarea monumentelor, marcată pe 18 aprilie, să amintească civilizației de azi de rădăcinile sale. Pe teritoriul țării noastre, potrivit lui Sergiu Munteanu, colaboratorul Centrului de Cultură și Istorie Militară, există aproximativ 3.000 de monumente arheologice, peste 1.200 monumente istorice și aproximativ 1.300 de arhitectură. Tot pe teritoriul nostru poți să întâlnim diferite monumente tipic militare, străine. Pot fi monumente care au fost create în perioada dominației Imperiului Rus, dar și a dominației otomane. E pe timpul turcilor ce monumentele? E timpul turcilor, au rămas din numele aceasta de Bender, cetatea Tighina, care poți întâlni pe perioada Ștefan cel Mare. Toate documentele istorice se vorbește despre Tighina. Dacă vorbim despre monumentele istorice și militare, mare daună a avut în timpul domnilor Alexandru Pușneanu. Venind a doua oară al domniei, turcii au pus următoarea cu că toate cetățile de Moldova să fie distruse. Și era îndeplinit această cerință ale otomanilor. Oricum n-a reușit să le distrugă pe toate. De toate nu le-a reușit. Aceasta i-a arătat că existența cetății Soroca, Tighina, rămas teritoriul dat. Dar trebuie spus că să efectuați multe săpături, chiar puteți găsi unele cetăți construite din lemn teritoriul Moldovei. Acestea, de asemenea, sunt considerate monumente, da? Da, ele pot toți fi considerate monumente. De asemenea, urme acestor cetăți pot fi găsite și pe teritoriul Moldovei de astăzi, pe teritoriul Moldovei de peste Prut. Haideți să ne deplasăm imaginar deja în timpurile noastre, să vorbim despre monumentele militare. Ce monumente avem în perioada contemporană? În perioada contemporană avem multe monumente din perioada războiului 2 mondial. Aici puteți numi memorialul de capul de poș Șarpeni. El a fost construit recent. E recent, e construit. Anii 2000. Dar trebuie spus că aici este și memorialul Eternitatea, apărut în perioada sovietică. Dacă îți vorbim cu monumentele acestea sovietice, ne vorbesc numai de o parte de istoria noastră. Mult timp nu se vorbe despre băștinașii noștri care au fost în armata română. Ei erau considerați strădători, probabil. Din acest motiv nu se vorbe despre ei. Erau fiecare de temă închisă. În 44 de ani nu erau considerați strădători. România trecuse de partea Națiunilor Unite. Și mulți băștinași noștri care au fost în armata română au început să lupte de-a împotriva germanilor. Că ce o să în armata română? Știți ce înseamnă când ești la o intersecție de imperii? Azi poți fi strădător? Mulți pot fi erou național. Ce alte monumente mai avem în afară de Eternitate, de capul de pod Șerpeni? Un monument puteți găsi în orice localitate a statului nostru, care vorbesc despre războiul 2 mondial. Dar acum ce fac să apară monumente, memoria celor căzuți în război din Afganistan, ești chiar și un memorial care a fost dedicat militarul basarbeni care au luptat în război din Afganistan, în sectorul Rășcani. Și acele monumente deschide și în diferite localități. A apărut un monument tot la Eternitatea, dedicat militarilor noștri care au căzut în conflictul militar din Transnistria, care a luptat pentru independența Republicii Moldova și a dat viața. Ați menționat mai sus că în orice localitate Republicii noastre putem găsi monumente, nu doar militare. De fapt, o persoană, dacă deține un obiect mai vechi, poate fi considerat monument? Nu neapărat. Asta poate fi considerat ca un document sau ceva ca să vorbească despre istoria dată. Monumentul poate fi considerat un obiect care aparține întregii națiuni și care vorbește despre istoria unei națiuni și care are o valoare nu numai, de exemplu, bănească, dar poate să aibă și o valoare istorică, arhitecturală. Oamenii de la țară, din spațiul rural, cu siguranță au în gospodăriile lor obiecte găsite încă din timpul războiului 2 mondial. Poate o muniție, poate o, nu știu, ceva vestimentar, o cască de la Germania. Acestea sunt obiecte istorice care ne vorbesc despre evenimentele care au avut loc în anumite perioade. Dar ele nu pot fi considerate monumente, da? Abstract. Ei putem să le numim așa monumente, dar ca monument trebuie să fie registrat la Ministerul Culturii. De exemplu, obiectul dacă este un monument la cultură. Ideea acestui interviu, de fapt, este că vrem să inițiem un concurs radiofonic unde ascultătorii noștri vor avea posibilitatea să scrie un eseu despre un obiect sau mai multe obiecte mai vechi pe care le posedă, le omoștenim, nu știu, de la bunelul, de la bunica, de la străbunelul și așa mai departe, de la părinți. Ce părere aveți despre asta? O părere foarte bună. Aceasta se dezvolte la tânăra generație cunoașterea istoriei trecutului. O să se afle multe lucruri noi, o să apară diferite obiecte istorice și că aceasta se duc la dezvoltarea conștiinței noastre naționale. Că suntem un neam cu tradiții și cu obiceiuri.
Copiii din gimnaziul internat numărul 2 din Chișinău în vizită la brigada a doua, la fel din capitală. Circa 40 de copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 16 ani au avut posibilitatea să se familiarizeze cu viața și activitatea militarilor, condițiile de instruire și tehnica militară din dotarea unității. Copilașii au participat împreună cu militarii la un joc amical de fotbal, iar la final au servit un prânz ostașesc și au primit în dar dulciuri și fructe. Comandantul brigăzii Ștefan cel Mare, colonelul Ion Doțenco, a salutat micuții vizitatori pe teritoriul unității și le-a urat bun venit. Noi suntem foarte bucuroși, în primul rând, să vă avem vizită la noi, ca pentru prima dată și suntem crezut că o să fie, nu, ultima dată. Noi să colaborăm și o să facem o prietenie între brigada noastră și din noi, dumneavoastră, timp foarte îndelungat. Ca prima vizită, am văzut ce ne ocupăm noi, suntem foarte mulțumiți că ați primit plăcere și, luând în considerație sărbătorile de Paște care sunt, eu vreau să vă doresc la militare prin contract, la întreaga efectivă brigăzi, vă doresc dumneavoastră, în prim plan, să fiți toți sănătoși, să fiți toți cu așa zâmbet pe față, cum am văzut astăzi, permanent, să aveți cât mai multe clipe frumoase în viață. Fiecare știu că are un scop, oarecare în viață o va să-și plănic și un scop, ca ce e scopul care v-ați spus să fie îndeplinit. Și de partea noastră, un mic cadou de la militare prin contract, care îl luați cu dumneavoastră, înțeleg că după masă deja mi s-au spus că este prea mult, dar asta cu dumneavoastră și luați deja în școală și o servit suplimentar. La mulți ani, să durem numai succes! La rândul său, doamna Maria Gruian, educator la gimnaziul internat, a mulțumit pentru organizarea evenimentului, accentuând că este foarte bine să se organizeze astfel de activități. Desigur că e bine, deoarece copiii până acum ei au văzut toate lucrurile astea în filme, prin fotografii, dar la moment ei le văd pur mâna ale echipului, le picuie să ne ducem la proverbii 10 ori să asculți, mai bine dat să vezi. Așa și ei, deci la moment s-au primit, probabil că le vor rămâne pe mult timp acest vizită la unitatea militară. Gimnaziul este la primul contact cu armata sau mai colaborați? Până la moment nu, n-am avut colaborare cu DNCM-ul pentru prima dată. Eu vă spun că 28 de ani și pentru prima dată au fost așa invitații ca de a veni în coace în vizită la unitatea militară. Deoarece le e bine pentru că ei sunt mulți băieți și o să știi ce așteaptă pe băieți. Așa, cam toți fac armata, da. Am și eu am de zile niște două stiu într-o parte și armata s-a sfârșit. Păi ce era odată când v-ați făcea 2-3 ani de zile? Atunci înțelege, vine băietul așa format. Și acum fac mai mult antrenament. Da, mi-te că da, e bine. Între pacii a plăcut cel mai mult în unitatea militară, elevul Ion Cazacu, de 13 ani, a răspuns. Armamentul, sălile care se antrenează, cum se pregătesc cercetașii. Ai fost vreodată într-o unitate militară? Nu, prima oară. Ce vrei să mai vezi? Am vrea cum, să văd cum ei dorm, cum condițiile lor au și să văd cum ei se pregătesc, merg cu tancurile, se luptă și asta. Fac militare, să înțeleg. Da.
Când vei fi mare, vei fi militar? Da, bun, la utilizare și interesant. Dar pe viitor ce vei să faci tu? Să termin armata și pe urmă dăm să văd mai departe. Tot în această săptămână, militari din cadrul Direcției Inspecției Generale au oferit dulciuri și jucării copiilor din școala internat din orașul Cahul, pe care o patronează din anul 2003. Aici studiază circa 300 de copii cu deficiențe de auz, cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani. Directoarea școlii, doamna Olga Apostu, a mulțumit militarilor Armatei Naționale pentru fidelitatea cu care vin în fiecare an, pe sărbători, deoarece aduc zâmbete pe buzele copiilor. De asemenea, și militarii din cadrul Academiei Militare Alexandru cel Bun au oferit case de copii, prefericitul Iosif de pe lângă Mănăstirea Hâncu, din municipiul Chișinău, rechizite școlare, cozonaci, dulciuri, jucării și un șir de alte lucruri utile micuților. Concurs radiofonic, muzeul personal. Ai un obiect vechi acasă sau poate mai multe și ai vrea să știe lumea despre ele? Atunci scrie un eseu scurt despre istoria și semnificația lor pentru tine. Persoana care ne va impresiona cu descrierea sa va fi premiată de către emisiunea radio Scutul Patriei. De asemenea, în concurs sunt invitate să participe localitățile din țară ce au o casă-muzeu. Ne puteți expedia scrisorile dumneavoastră la următoarele adrese: Șoseaua Hâncești 84, Centrul Mass Media Militară, pentru emisiunea radio Scutul Patriei. Sau, dacă aveți internet, atunci ne puteți scrie la următoarea adresă electronică scutulpatriei@gmail.com. Nu uitați să ne scrieți contactele dumneavoastră!